Salutare, dragi tovarăși, și bine ați dat click la un nou videoclip. Este 8 dimineața când filmez acum, de-abia răsare soarele și m-am gândit hai tot să fac un episod așa dis de dimineață, că tot m-am trezit absolut plin de energie. Vreau să vă mulțumesc întâi tuturor celor care mi-ați comentat și mi-ați dat mesaje pe privat, pe Discord, pe Instagram, peste tot. M-ați felicitat pentru ceea ce fac, deci m-ați lăudat atât de mult încât, nu știu, m-am umflat atât de mult în pene încât simt că-mi cresc aripi prin loc de mâini. Dar oricum, vă mulțumesc tuturor celor care susțineți această serie, mă bucur că v-am ajutat, pe unii am ajutat, alții doar mi-au dat mesaje așa din semn de respect că le place ceea ce fac, că cică aș fi printre sigur YouTuber care are grijă de atenție, are grijă de publicul său. Deci, dacă chiar așa e, eu sunt printre singurii care face asta, mă bucur. Nu știu pe toți, dar mă bucur să aud asta, mă bucur să aud că vă ajut. Și încă o chestie, unii mi-ați mai scris că duc mai departe seria pe care a început-o Dari pe net, că și el are două clipuri intitulate Fruntea Sus 1 și 2. Într-adevăr, m-a ajutat și pe mine un clip de-al său, s-a adeverit a fi foarte adevărat că, cum să spun, am avut o problemă, m-am uitat la videoclipul său, am ținut cont de ce a zis el, n-au trecut câteva zile, s-a întâmplat exact cum a zis el, cum a prevestit. Deci sunt foarte recunoscător pentru seria sa și dacă tot mi-a scris mai mulți, bă, felicitări că duci mai departe ce a început Dani. Ei bine, atunci duce mai departe ce a început Dani. De asta am botezat și eu seria asta de clipuri Fruntea Sus. Sper ca acolo sus, cum ne vede el, sau jos, depinde unde s-a dus, să fie mândru de ceea ce facem noi. În fine, data trecută am vorbit despre cyberbullying. Am vorbit despre bullying și astăzi vom vorbi despre hater și despre cyberbullying. Pentru că toată lumea are internet acum, la cucuieții din deal, oricine are cablu de net ca lumea din fibră sau semnal 4G, toată lumea are internet, oricine poate să-și facă un cont de Facebook, de YouTube, să comenteze aiurea pe live-uri și așa mai departe. Inclusiv toți bețivii de la mine din sat au acces la internet, au Facebook, au WhatsApp, au YouTube și tot ce vor ei. Așa că începem cu haterii, pentru că unii poate vreți să vă apucați de postat pe YouTube, pe TikTok, pe Instagram, să faceți o pagină de, nu știu, de meme-uri, de artă, de orice. Și cam ăsta e cel mai mare număr de hater, cei care sunt frustrați pentru succesul altora sau pentru inițiativa altora. Eu, de exemplu, fac YouTube din 2015. Live-uri cam de prin 2016 spre final și în acești ani frumoși am blocat o grămadă de oameni care îmi dădeau hate pe live. Pe ce motiv îmi dădeau hate? Ei bine, unii oameni primesc hate pentru că fac niște videoclipuri mizerabile, gen unul care își dă foc la casă și cerșește bani, altul care bagă petarde în WC-ul, altul care se dă la minore și așa mai departe. Eu n-am primit hate pentru așa ceva, eu în general am primit hate pentru că am stilul meu propriu de a face videoclipuri și live-uri, mă joc ce vreau eu, nu ce se cere, nu ce e în trending și arăt într-un stil mai diferit. Și spun tot timpul părerea sinceră, pentru că eu nu sunt sclavul unui YouTuber mai mare și cerșesc abonați de la el, nu sunt sclavul unui trend, unui brand anume, pur și simplu fac ce vreau eu și spun părerea mea sinceră. Și chestia asta îi frustrează pe unii. Așa că am primit destul de mult hate pe treaba asta, am blocat câteva mii de conturi, probabil o să blochez în continuare oameni care intră pe live și pur și simplu mă înjură aiurea doar pentru că sunt roacer și așa mai departe. Și sfatul meu pentru acest tip de hateri, nu știu câte categorii de hateri voi enumera, dar sunt destule, vreo 3-4 cred. Haterii aceștia care sunt doar niște copilași frustrați și proști, trebuie să le dați bloc. N-are rost să vă certați cu ei pentru că un prost are minte odihnită și nu o să înțeleagă niciodată o replică inteligentă. Zic că haterii în general sunt niște oameni proști pentru că în mod normal haterul este un frustrat. Are o frustrare anume pe cineva căruia îi dă hate. Și dacă un om se lasă influențat de frustrările sale, să știți că este un om foarte prost. Eu făceam oarecum greșeala să le dau o replică pe live. Adică venea unul, îmi dădea hate-ul, îi dădeam și o replică bazată mai mult pe ciobănisme sau chiar o replică inteligentă, pentru că unde locuiesc eu, trebuie să ai o leacă de antrenament în ciobănisme, că e ceva necesar aici să ai ciobănisme. Și da, m-am învățat și eu să dau replică așa. Le dădeam replică ăstora pe live, oamenii care se uită la mine pe live-uri râdeau hohote, haterul nu înțelegea și o ținea pe lui. Și oarecum te enervezi un pic când vezi că trebuie să te repezi de câteva ori ca să înțeleagă la replica. Așa că eu nici nu le mai dau replici la hateri și blochez și gata. Nu mai are rost să le acord atenție și vă sfătuiesc și pe voi.
Vedeți vreun hater în comentarii sau pe live, blocați-l. Asta ar fi prima categorie de hateri. A doua ar fi, cum am spus, haterii bazați că ați făcut voi ceva, care au ceva oarecum personal cu voi sau un motiv anume. Dar eu n-am făcut clipuri scandaloase, am făcut de câteva ori un clickbait la mișto, dar eu în general când fac clickbait scriu un titlu, paranteză, clickbait jegos, ca să se prindă lumea că e clickbait. Deci oarecum mi-am acoperit greșeala, mi-am reparat-o. Genul ăsta de hater eu unul nu l-am. Și încercați și voi să nu fiți sclavul trendurilor, să nu faceți clipuri mai scandaloase, mai mizerabile, ca să vă treziți după aia cu hate. Nu faceți asta, vedeți-vă de treaba voastră. Al treilea tip de hater ar fi haterii că ați avut voi o părere prea sinceră sau au venit așa într-un val de hate de la un YouTuber mai mare. Eu nu am făcut videoclipuri despre diferiți YouTuberi jegoși, dar nu am făcut clip în ideea cu ăsta, un nenorocit, la pușcărie cu el să fie ars în creț. Nu. Eu, în general, când am făcut videoclipuri sau live-uri despre diferite scandaluri sau chestii ce s-au întâmplat, eu doar mi-am spus părerea. Pentru că era o reclamă cândva la TV, voi poate nici nu erați născuți, era o reclamă și că știi cine sunt eu? Sunt cetățean european și am drepturi. Așa că și eu am dreptul la liberă exprimare. Mi-am dat cu părerea despre chestia respectivă și pe mulți am frustrat. Când mi-a venit cât un val ăsta de hate, eu nu am blocat niciodată conturile din valul respectiv, le-am lăsat în comentarii, pe live-uri le-am scos. Că mă deranjau, eu v-am scris comentarii de la fanii mei, fani, susținătorii mei, și nu voiam să văd, să fiu nevoie să citesc comentariile de hate. Păi le blocam pe live, dar în episoade, în secțiune comentarii, lăsam acolo. Și da, am lăsat întotdeauna comentariile de genul ca să vadă ce comunitate are omul respectiv. Și ca să vă învăț ceva, dacă ajunge să aveți un bif, că am avut și eu bif anul trecut, acum un an și vreo 4 luni am avut și eu un bif, avantajele sau mai bine zis câștigurile pe care le puteți avea în urma unui bif, dramă, scandal, rivalitate sau cum vreți voi să spuneți, când se ceartă doi youtuberi sau doi artiști de o zi mai mult cântăreți că artiști niciun caz, România nu prea are artiști, cum ziceam, dacă se ceartă doi din ăștia mai populari, în primul rând o să atragă atenție pentru că scandalul, cel puțin în România, dar și în alte țări, mai peste tot, atrage atenție. Chiar dacă nu ești fanul unuia dintre ei, tot o să vină un prieten al tău și o să zică, bă, cu metri, iau zubă, se ceartă ăștia. Și poate stârnește curiozitatea și te uiți. Așa, cei doi câștigă atenție, vizionări și poate te și abonezi la unul dintre ei. Sau le dai follow sau pe ce platformă or fi. Și al doilea avantaj în bifuri este că dacă tu câștigi rivalitatea respectivă, pe lângă atenția obținută, îi furi și lor din abonați. Că am făcut și eu asta odată, acum un an și ceva, și au fost oameni de la respectivul om care s-au abonat la mine, că au văzut că eu aveam dreptate. Nu vă sfătuiesc să faceți asta, eu oricum am avut și noroc că deja aveam o oarecare comunitate și aveam și eu câțiva susținători, că nu eram singur împotriva tuturor, mă înțelegeți? Nu recomand să faceți asta, doar dacă sunteți siguri pe voi că veți câștiga. Acum nu vreau să ziceți de tipul ăla dacă știți cine este și a cerut scuze, am trecut peste. Acum eu doar v-am dat un mic exemplu, ok? Bun, cam ăsta ar fi tipul de hate, tipul, cam astea sunt tipurile de hater și ce aveți de făcut este să-i blocați și gata. Pe YouTube, nu știu dacă și pe alte platforme, dar pe YouTube ai o opțiune să blochezi diferite cuvinte. Deci eu pe YouTube mi-am blocat așa, satul unde locuiesc ca să nu mă caute nimeni, numărul de telefon, adresa și cam atâta cred că mi-am blocat. Puteți voi să adăugați la YouTube să blocheze toate înjurăturile posibile, deci toate înjurăturile ce vă trec prin cap, le scrieți acolo și le blochează YouTube când vreau nu să scrie acea chestie în comentarii pe live sau pe episod. Și puteți să blocați tot așa numele celui care vă aduce hate dacă aveți parte de un val de hate de la cineva. Și așa mai departe. Și așa oarecum scăpați de hate. Dislike-urile vor fi, dar să știți că dacă primiți un val de dislike-uri așa deodată, acestea vor dispărea. Că și eu am pățit să mă trezesc. Cum am început un live? M-am trezit cu vreo 50 de dislike-uri. Până am terminat live-ul, acestea au dispărut și au rămas 2-3. Atâta. Și cred că acum nu mai e niciunul pe live-ul respectiv. Deci nu vă faceți griji de dislike-uri, acestea vor dispărea singure. Pentru că YouTube nu e chiar atât de fraier pe cât îl credeți. Și cam asta e faza cu hate-ul. Acum vom trece la haterii tăi personali care probabil trec la categoria de cyberbullingeri. Cyberbuller. Îți dau cyberbullying. Așa. Că cyberbullying-ul e mai nasol ca un simplu hate.
Ei bine, dacă aveți parte de oameni care vă urăsc pe mediul online, tot așa, îi blocați, deci dacă vă scriu pe conturile voastre personale, vă dau comentarii urâte la poze, la story-uri, la ce puneți voi, îi blocați și atât, n-aveți ce să le faceți. Dacă aveți parte de unii care vă dau mesaj de amenințare, dați cu nume de-astea aiurea, sau și-au lăsat proștii adresa, sau ceva de genul, adică nu și-au făcut contul anonim, și să zicem, ăla e de prin Moldova și tu ești de prin Oltenia, clar nu vine ăla până la tine să te bată sau ce zice el, că și eu pot să-mi fac acum un cont, să-i scriu lui nu știu cine ceva și aia e. No, evident că eu nu o să merg după el să-i fac asta. Să știți că ăștia care dau mesaje așa iurea sunt doar niște proști și trebuie să-i blocați că n-aveți cum să vă certați cu ei. Credeți că eu n-am primit diferite comentarii și mesaje de-a lungul timpului și pe platformele care nu țineau treabă de viața mea de influencer, de content creator? Bineînțeles că am primit și așa ură, dar m-a durut în cur, le-am dat bloc. N-a trebuit să pun la suflet când zice unul firii al dracu de rocker, tunde-te. Și așa trebuie să faceți și voi. Dați parte de un ăsta, blocați, că ăsta e avantajul internetului. Gata, l-ai blocat, ai scăpat de el. Își mai faci un cont? Gata, l-ai blocat și ai scăpat de el. Câte conturi să-și facă? Asta zic în cazurile bune. Dacă dați de unul care e din zona de la voi și vă certați cu el, mai ales că sunteți copii majoritatea, îi spuneți părinților săi că toți părinții au Facebook mai nou sau Instagram, le-ați las pârâ pe respectiv, o ați dat screenshot-uri și gata. Se rezolvă și asta. Dar acum trecem la chestiile mai serioase. Dacă sunteți mai ales niște persoane mai vulnerabile, sunteți mici, sunteți femei, aveți o problemă, nu vă puteți apăra foarte ușor, cel mai bine, cum să spun, dacă primiți mesaje în care vă sunt enumerate, enunțate, cum vreți voi să spuneți, adresa, locul de muncă, școala, autobuzul sau tramvaiul cu care mergeți voi la muncă, la școală, niște date de-astea mai personale sau niște informații pe care nu le-ați făcut publice și respectivul vă scrie chestiile astea și că gen, bă, te aștept în tramvaiul cu tare, vezi că te aștept în fața școlii, vezi că te prind pe strada cu tare, cum te duci tu acasă sau ceva de genul, în situația respectivă spuneți părinților dacă sunteți copii, că probabil tot este vreun coleg de-al vostru sau ceva, spuneți la profesori chestia asta, că și profesorii ar trebui să aibă grijă de voi și când plecați de la școală și dacă sunteți deja majori și primiți mesaje de genul, mergeți la poliție, pentru că violența online, să știți că este și aceasta o faptă penală, dacă îți faci cont de Facebook cu identitatea cuiva. Deci dacă îl prind pe unul că și-a făcut un cont de Facebook cu numele meu și merg la poliție, pot să îl dau în judecată, să plătească la o amendă imensă, să dau nemorale sau să-l bag la pușcărie. Deci e posibilă și chestia asta. Nu vă apucați să vă faceți conturi fake cu identitatea cuiva, cu pozele sale, cu numele său. Dacă faceți un fanpage, un, să zicem, nu știu, o pagină de meme-uri cu numele la mișto sau ceva, deci nu e ok. Dacă îi furați numele și prenumele, pozele sale și vă pune și practic dacă vă dați drept acea persoană, e faptă penală și nu o faceți. Și dacă pățiți să dați de unul care vă fură datele, care vă amenință așa, mergeți la poliție pentru că este o situație destul de serioasă. Nu e bine să riscați ca cel care vă dă acele comentarii, acele mesaje să fie unul gen Felipe și să vă aștepte pe stradă și să vă abuzeze. Deci aveți grijă de ce faceți și cel mai bine, sfatul meu este să nu vă dezvăluiți niciodată adresele, datele personale. Eu nici numărul de telefon, de exemplu, nu-l dau la multă lume. Locul unde locuiesc, de exemplu, pe FB-ul, eu nu mi-am pus satul în care locuiesc. Mi-am pus așa un oraș de prin apropiere. Nu sunt genul să-mi dau informațiile publice, mi se pare o prostie. Mai ales că am văzut pe FB-ul că poți să setezi cine să-ți vadă, de exemplu, data nașterii și așa mai departe. Eu am pus să văd mare parte doar eu și atâta sau câțiva prieteni. În rest, nu. Nu vă dați informațiile publice, chiar dacă vă cere FB-ul asta, că trebuie să-ți transformi viața reală în viață online, nu. Nu vă lăsați victime ale trendurilor și așa mai departe. Nu vă faceți poze prin fața casei voastre. Vă faceți în curte, dar nu vă faceți în fața casei. Faceți astfel încât să nu vi se vadă strada unde locuiți și adresa și așa mai departe. Încercați să rămâneți oarecum cu locația anonimă pe mediul online pentru că nu este de glumă. Știu că pe Snapchat tot așa vedeai punctul în care locuia careva. Eu, de exemplu, nu folosesc Snapchat de ani de zile și m-am lăsat de el și nici nu o să-l mai folosesc. Așa sunt eu, mai secretos. Poate cine știe. Voi, de exemplu, aveți mai mulți frați, aveți, habana, sunteți
masiv și nu vă e frică de nimeni. E ok. Dacă sunteți persoane mai vulnerabile, nu vă dezvăluiți prea multe date personale pentru că nu este bine. Cu cât știe lumea mai puțin, cu atât este mai bine. Țineți minte ce vă zic eu. Cam ăsta a fost și videoclipul. Văd că am filmat 15 minute. Nu o să tai nimic, că am zis o grămadă de chestii utile. Sper că totuși măcar un minut din cele 15 în cât am vorbit eu v-a ajutat cu ceva. Dacă aveți prieteni care tot așa au niște probleme, să le trimit, v-aș vrea să le trimiteți clipurile mele, că poate ajută, sau să-mi dea ei mesaje, sau să-mi dați voi mesaj pentru ei, pentru problema lor, că o să-i ajut cât de repede pot. Oricum, din nou, vă mulțumesc tuturor pentru suportul acordat. Seria asta va continua. Eu aș vrea să nu mai existe oameni cu diferite necazuri, dar asta nu se va întâmpla niciodată. Mi-aș fi plăcut să nu fiu nevoit să fac seria asta, dar toată lumea are belele și măcar atât pot să fac și eu, să vă întind o mână de ajutor. Așa că ne vom auzi data viitoare. Dacă aveți ceva să-mi spuneți sau doar vreți să mă urmăriți, că vi se pare interesant ce postez, puteți să dați un click pe clopoțel, puteți să intrați în descriere, că aveți acolo pagină, Instagram, Discord, tot ce vreți voi. Puteți să dați și mie un follow acolo, că nu mă supăr, îmi dați mesaje cu problemele pe care le aveți. Puteți să vă luați membru și vă dau și eu ad peste tot, follow și așa mai departe. O să mai primiți niște beneficii. Deci, da, dacă sunteți moderatori sau membri, vă dau ad pe FB-ul, follow pe Insta și tot ce vreți. Ne facem noi prieteni pe interes. Cam atât. Hai, ne vom auzi data viitoare și aveți grijă de voi. Ciao, les!